2022 va fi cel mai bun an pentru turismul din România, de la Revoluție și până în prezent, în ciuda conflictului armat din Ucraina. Este declarația ministrului turismului, Daniel Cadariu, făcută la emisiunea Insider Politic de la Prima TV. În sprijinul afirmației sale, Cadariu s-a referit la sprijinul pe care sectorul Horeca l-a primit de la stat pe perioada pandemiei. În condițiile în care conflictul, iată, durează de aproape 2 luni de zile, am ceva semne de întrebare, însă eu rămân optimist. Eu încă mai cred că în 2022, din punct de vedere al unor indicatori, turismul românesc ar putea fi cel mai bun an, cel puțin de la Revoluție încoace, pentru noi, pentru români. Pe ce vă bazați? În primul rând, pe lucrurile făcute de la început, chiar din cursul lunii decembrie de anul trecut. Începând cu acel moment, am accelerat niște lucruri. Lucruri care, unele dintre ele erau întârziate, altele erau cumva pe un orizont de așteptare a celor din domeniul turismului. Mă refer în primul rând la închiderea unor măsuri de sprijin și totuși au fost măsuri de sprijin care pentru cei din Horeca, din industria turismului, în doar câteva luni de zile a însemnat o intrare de capital de aproape 800 de milioane de euro.